Salutare! Sunt Laura Matescu și astăzi vorbim puțin despre pictura decorativă și, ca studiu de caz, vom decora prin pictură niște ouă de Paște. Metoda mea este de a folosi markerele cu vopsea Posca, care merg pe orice suprafață, fie că am ouă de polistiren, fie că sunt de lemn sau alt material. Pictura decorativă se bazează foarte mult pe modele geometrice. Pentru a putea crea în început pe model, în formă de romb, am folosit un pătrat decupat dintr-o hârtie adezivă. Trasez un chenar de-a lungul liniei. Nu trebuie să fie linia perfect lipită de acest pătrat. Pătratul îl am doar pentru a avea o vagă idee despre locul prin care ar trebui să treacă linia. Orice model pictat pe ouă, fie că este tradițional sau ceva original inventat de tine, are la bază linia și punctul, elementele principale ale oricărui desen artistic. Secretul unui model care arată bine este migala. Pornim de la detalii mai mari și începem apoi treptat să facem detalii tot mai mărunte, mai migăloase, care dau un plus de valoare și un aspect mai frumos. Mai am pregătite pe birou și alte câteva ouă gata de a fi pictate și decorate. Acestea au fost înfipte într-un băț de frigăruie pentru a fi grunduite. Am dat 3 staturi de grund. Proces pentru care bățul de frigărie este foarte util. Ceea ce trebuie să știi despre markerele Posca este că ele nu se folosesc ca un pix obișnuit. Asta înseamnă că înainte de a le folosi, ele trebuie agitate, cu mișcări rapide, de câteva ore, o agitate bine, pentru că vopseaua dinăuntru trebuie să se omogenizeze. Apoi, vârful este retractabil, el se apasă ușor pe o hârtie de probă, de exemplu, până când vei vedea că un pic curge. Atunci markerul este pregătit pentru a fi folosit. Aceste instrucțiuni de utilizare sunt de regulă scrise și pe marker. În afară de markerele Posca, există și alte mărci la fel de bune, de exemplu Schneider am mai folosit. Problema la Schneider a fost că nu am găsit toate nuanțele de care aveam nevoie. Posca are o gamă foarte largă de nuanțe. După ce am pictat interiorul rombului, pictăm apoi exteriorul. Data aceasta folosim punctele. Pentru ca aspectul să fie unul profesionist, va trebui să te străduiești să faci punctele echidistante, adică la o distanță aproximativ egală unele de altele. Făcând acest lucru, nu vei da greș, indiferent de modelul ales. Dacă vârful markerului este mai subțire, vei obține puncte mai mici, iar dacă vârful este mai gros, puncte mai mari. Alternând punctele mici cu punctele mari, se obține un model interesant. Ceea ce am uitat să vă spun este că înainte de a mă apuca de modelul geometric, am vopsit mai întâi oul cu un albastru foarte deschis.
Acest albastru deschis este culoare acrilică, un amestec de alb și albastru. Am să vă explic imediat de ce culoare acrilică. Apoi, cu paiete înfipte în polistiren cu ace de gămălie, am împărțit oul în 4 cadrane. Această împărțire mă ajută acum să fac modelul geometric. Haideți să vedem cu ce mai putem picta pe ouă în afară de marcărele Posca. Nu încerca niciodată să pictez cu tempera, deoarece tempera este sensibil la apă. Dacă ai, de exemplu, puțin mâinile umede de transpirație și ai pus mâna pe ou, imediat vopseaua s-a dus. De aceea, pe ouă vom picta cu acrilice. Uleiurile, nici ele nu sunt prea indicate pentru că se usucă foarte greu și este oricum destul de dificil de ținut un ou în timp ce îl pictezi. Iar în acest video demonstrativ, pentru o și mai mare ușurință în lucru, în loc să întindem vopseaua cu pensula, ne vom folosi de marcare și vom avea astfel o mai mare precizie a unui model geometric. În afară de precizie, un alt avantaj al folosirii marcărelor cu vopsea este faptul că nu trebuie să mai petreci timp cu pregătirea vopselelor și crearea de amestecuri. Dezavantajul ar fi faptul că la marcare nu ai mai multe nuanțe, nu poți crea diverse tonalități și nuanțe, ci vopseaua se folosește exact în culoarea care este în marcăr. Revenind puțin la modelul pe care îl facem pe obiectele decorative, în afara faptului că regula de bază este că lucrăm de la detalii mari spre detalii mărunte, mai trebuie să ținem cont și de simetrie. Un model decorativ geometric este reușit dacă este simetric. Ori această simetrie se realizează tocmai prin respectarea regulii de la mic la mare și de asemenea pentru a avea o bună simetrie fără a folosi liniare măsurători, folosește ghidaje. Așa cum am făcut cu acest pătrat de hârtie și de asemenea se mai pot face ghidaje punctând ușor capetele modelului, urmând ca apoi cu linii sau puncte să unești reperele pe care ți le-ai creat. Ouăle de polistiren sunt ideale pentru a exersa modele înainte de a le face pe ouă din materiale mai rezistente, cum ar fi lemnul, sau chiar ouăle golite, ouă adevărate, golite și pregătite pentru a servi drept obiecte decorative. Iată, oul nostru decorativ este gata. Nou albastru din polistiren, care a fost în prealabil dat cu 3 straturi de grunt. Apoi am pus aceste paiete cu ace de gămălie, împărțind oul în 4 cadrane. După ce am făcut modelul cu marcărele Posca, am adăugat o agățătoare și am prins-o mai bine cu paiete, astfel încât modelul arată impecabil. Haideți să vedem cum împărțim un ou în 4 cadrane. Am acest ou vopsit cu roșu, în prealabil, și am atașat de el două benzi elastice, două chițigumi, astfel încât am împărțit oul în 4 părți egale, pe lungimea sa. Și acum, cu un marker Posca alb, am să trasez o linie de-a lungul acestei benzi de elastic. Mă încurcă puțin pățul de frigăruie, dar încă am nevoie de el pentru a-mi ține chițigumii în poziția optimă. După ce vom trasa liniile cu alb, scoatem bățul de frigăruie și vom începe modelul. Exersând de mai multe ori modelul și în special împărțirea pe cadrane, vei prinde dexteritate
și în momentul în care se întâmplă acest lucru, nu va mai fi nevoie să exersezi yoga de polistiren sau să te folosești de tot felul de trucuri precum banda elastică sau pătratul de bandă adezivă. În continuare, fiecare bandă creată o vom împărți câte un X din capătul X-ului pornim apoi alt X paralel primul și continuăm așa până la cap. Nu-ți fă griji ce privește gaura lăsată de bățul de frigărie. O vom acoperi la sfârșit, așa cum am făcut și cu oul albastru. Acum, în interiorul romburilor și a triunghiurilor create, putem să colorăm un model. Haideți să folosim această culoare, un bej deschis. Culori care merg foarte bine împreună sunt albul, roșu și negru. De aceea, pentru detaliile mărunte, vom folosi negru. Și de asemenea, auriul sau bronzul poate fi folosit pentru triunghi. Atunci când mă apuc de pictat un nou, nu am niciun plan înainte. Modelul fac pur și simplu spontan, așa cum îmi vine în minte în momentul în care am deja markerul în mână, pensulele și vopselele. Îți recomand însă să faci un studiu al posibilelor modele și eventual să le repeți pe hârtie într-un caiet de schițe. Pentru ca modelul să fie unul reușit, culoarea de bază a oului trebuie să fie una foarte deschisă, fie una foarte închisă. De exemplu, la oul albastru am avut o culoare de bază deschisă și am vopsit apoi modelul cu culori închise, în timp ce la oul roșu avem o culoare de bază închisă și continuăm modelul cu culori deschise, inclusiv un roșu mai deschis. În cartea Pictez pe orice vei găsi mai multe modele de pictură pe ouă, pietre, globuri și multe alte obiecte din lemn, sticlă, polistiren și orice alt material. Deci, așa cum spune și numele, este vorba despre Pictez pe orice, o carte despre decorațiuni. Linkul este în descriere. Iată, așa arată oul finalizat. Acum, ce ar mai trebui să facem după ce l-am terminat de colorat, pictat, este să îl dăm cu lac. Ca lac poți folosi, de exemplu, un lac de decupaje care nu miroase și este suficient de bun pentru polistiren. Nu pune pe polistiren lacuri spray sau vernisuri pentru pictură. Acestea vor topi polistirenul. Paște fericit și pe curând!